populație, o să încerc să fac un level up de la level 1 la level 90, sper. Cât mai rapid. Suntem cu un druid nou, chiar dacă am un druid deja de level 90, pur și simplu vreau să învăț să joc cu Bumpkin. Ăla care l-am cu Feral și Guardian nu are cam rost, adică odată ce ți iei iteme cu agility, nu are rost să-ți iei și adică să te chinui să-ți faci itemele cu intelect, pentru că nu se ajută una pe alta. Așa pe când Guardianul cu Feralul se ajută pentru că folosesc aceleași iteme și Bumpkinul cu restul la fel să ajută unul cu altul. În anumite măsuri. Da, primul quest. Ia să vedem ce avem de făcut. 6 Tiki Target. Ok, alol. Am încercat să-l transform din Feral în Bumpkin, dar deja sunt foarte multe iteme pe care are deja e-level 506, dacă nu mă înșel. Și nu prea și are rostul să te chinui acum să-l faci. Gen, mai aveam problema asta cu Warrior-ul. Îl jucam la level 1, la level 90 îl jucam Protection. Și când ajungeam la level 90 să-l schimbi în arms, că altceva nu prea ai ce să faci, nu prea să mai vine, nu mai poți să joci. Odată ce nu joci clasa tot în decursul levelului, parcă scârții așa la... De asta e bine să-l joci. Dacă te-ai gândit de la început, băi, vreau să joc DPS, păi DPS să-l joci până la maxim ca tu deja să-ți faci skill-ul până la level 90. Level 6. Level 6, am Wildcat Cat Pelt. Uite un acolo. Las cam puține. Așa. Full Heirloom, aproape, fără back și fără back și fără trinchete. Ghildă de level 25. Aș fi vrut să am și un referral, dar din păcate nu am. Poate care câștigă sau care o să câștige, poate o să-și facă referral de la mine și o să avem 3x împreună. A, în sfârșit deja cu Moonfire-ul ăsta. Este foarte ușor să faci. Da. Da. Și parcă mai bine trebuia să-l fac la alianță, dar nu prea-mi place level up-ul până la level 15. Că după asta stau numai în dungeon-uri și o să fie ușor. Cred că îl cresc prima dată healer până la level 30. După asta o să ai o să înveți cum se cheamă, dual talent și o să după asta o să migrez între Spirit of Dark Spear Jailer aici. Nu. Asta. Așa, după asta o să migrez între Bumpkin și healer. A, trebuie să-l omor pe Naga. Naga fucker. Am murit odată. Da. Level 4. Avem deja heal-ul. Rejuvenation. Ah, alolol. Practice Moonfire. Ah. Ok. Trebuie să vorbesc cu ăsta aici. Da, joc pe Stormscale în caz că vreți să vă alăturați. Sau nu. Sau da. Așa. Nu mai stau să mă uit la poveștile astea.
Cel mai greu e să ajungi până la level 15. După asta treaba se ușurează cu mult. Unde n-ai vrea ăla? A, uite ăla ăsta. Așa. Șoman. Bravo. Deja trebuie să plec pe insula aia să iau raptorul. Fresh Chloral Mint, Speak to Kijaraton, bla bla bla. Da. Ia să vedem ce urmează acuși. Cat Form la level 6, Ferocious Bite la level 6, Mangle, Prowl, Rake, bla bla bla, Bear Form la level 8. Hai mă, dă-te-n mata. Da. Zuni. System graphics, no interface, no, mata. Action parse, așa și cu display show, help show cloak. Pare mai mișto așa, fără... Ah, ce pictisitor e omul ăsta lângă mine. Da. Ce scrie acolo? Blood to Patchling Rescued. Am un quest aici. A, uite, trebuie să murăm de ăștia. Crit. Și trebuie să mergem pe insulița aia de acolo ca să salvăm. Nu știu, în caz că doriți, pot să fac toate starting zone-urile astea la toate clasele, în caz că vreți. Cred că în 15 minute sper să le termin. N-am de lootat. What the fuck? Așa, e că e mai ușor să le omorăm cu un fire-ul. Ok. Mana regenului cam slăbuț. Și să-l omorăm și pe domnul Naga de sus. Wow, nu, shrink. Ah, nici nu mai apucat să dea shrink. Ok, stai. Am de lootat. Trebuia să-l lăs să coboare. Da, nu pot să mă urc acolo. Uite pe aici. Nu știu dacă o să fie OP în Warlords of Draenor. Bumkin nu prea e, adică nici acum nu este OP în... Dar pur și simplu, nu știu, OP sunt clasele care sunt full. Gen, nu contează ce clasă ai, dacă ai full PvP, full SUO, adică CG Ogrimmar, logic o să dea super mult damage. Dacă tu ești la început cu iteme verzi, ai să stai tu mult și bine să dai damage într-unul full. De asta mulți zic, băi, mamă, cum dai atâta damage? Păi logic, dacă ai armă 5-5-0 și tot full PvP, logic ăla o să dea în mini mult și bine și o să dau odată și bine. Așa, complete.
Ia să testez ceva. Așa, acum avem de prins un... A, uite-l, 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 uite-l. Ah, când și facă-l. A, o scăpat. O scăpat. Ai, mă. A, uite-l, tocmai pe apă s-a dus. Hai, gicule, că nu o să fac nimic. Uite-l, acum l-am fentat. Unde mă ăla? Unde mă ăla sprinterul? A, uite-l acolo. No. Am de omorât surf chloral de crawler sau cum se cheamă. Așa. Nu știu, mă gândesc că 15 minute e un episod destul de lung. Toate câteodată e prea lung, lumea nu se uită. A, așa, mă dau jos de pe el, să mă duc rapid la Ocean. Ia să sar eu. Asta nu-mi place, când trebuie să stai să salutezi, pentru că pierzi foarte mult timp. Așa, 3 cu 5. Care unul mai aproape. A, uite-l, ăsta e mai aproape. Poc. Da, momentan am nevoie de prowler, pentru că sau s-ar putea să fie OP, nu știu, ia să vedem prima dată. Să mut spell-urile. A, nu e OP. Așa. Să-l ajut să-și termine mobi. Minunata mea listă de mounturi. Ăsta e frumos. Începători. Dacă eu pot să lutez, cum să nu pot să lutez tu?
Momentan și Priestul este la fel de OP în level up, pentru că dai cursuri și după asta stai. S-ar putea să am raf. Nu știam sigur dacă am raf cu el. Cât îl așteptăm, mai omor un mob. Shaman, vreau să-mi fac și atât elemental cât și enhancement și la fel dacă ai enhancement care e pe agility, nu-ți merge, adică nu se combină bine, nu poți folosești itemele în toate locurile. Logic, elementalul se combină foarte bine cu restul. Sau cum se cheamă ăla. Cu toate că asta nu spune nimeni că nu ai voie să faci. Da, și cu asta am încheiat episodul de astăzi. Nu uitați să dați like, comment și subscribe, nu uitați să lăsați comentarii ce ați vrea să vedeți în viitor. Eu sunt Marian. Toate cele bune. Ciao, ciao, ho, ho.